cum am spus înainte de meci, știam că va fi un meci cu de toate, pentru că așa e, sunt meciurile importante, a fost un meci important pentru noi, pentru ei, două echipe tinere, două echipe frumoase, două echipe foarte bune, fiecare a aplicat strategia care și-au fixat-o. Cred că aici noi am câștigat meciul jucând strategia noastră, am făcut-o mult mai bine și am fost mult mai puternici ca ei. Am jucat mult mai bine și probabil așa am și marcat. Așa am și făcut totul ca să putem să câștigăm. Îmi felicit echipa, jucătorii, pentru că au făcut un meci extraordinar. Chiar dacă mulți dintre ei, sau să zicem majoritatea mijlocașilor, erau obosiți, nu au fost proaspeți, dar apărătorii și atacanții, eu zic că au jucat foarte bine. Și aici am câștigat meciul, în duel. Noi am câștigat duelurile cu atacanții Craiovei, care erau foarte periculoși. Le-am explicat ce calități au, cum trebuie să stea în teren, cum trebuie să marcheze. Și cred că atacanții noștri au fost mai buni ca apărătorii lor, pentru că Chițu a făcut un meci foarte bun, Cicâldău a trecut de foarte mult, a creat multe lucruri și Nimeli, bineînțeles, a câștigat, chiar dacă e mai mic de înălțime, a câștigat dueluri și ne-a ajutat foarte mult, ne-a dat adâncime și aici cred eu că am câștigat meciul. După aceea, ce a ieșit pe teren la sfârșit, una alta, se întâmplă peste tot, se întâmplă în fotbal, ei sunt supărați, noi eram fericiți, pe una pe alta, unul sau altul a mai greșit, probabil au greșit, dar eu am fost supărat pentru că nu pot să accept ca un jucător să fie impertinent, vine la noi în țară, vine la noi acasă, am fost la ei în tur, tot de aceeași nație, m-am jurat de m-a rupt în două și cu altcineva, dar am tăcut că eram în deplasare, ok, m-am dat la o parte, am tăcut, n-am zis nimica, dar și aici la noi acasă, chiar dacă de la noi s-a mai greșit, a fost și jucători de-ai mei, care 1-2 care au greșit, care au luat și roșu, dar îmi pare rău, nu pot să accept ca o lipsă, un jucător care are numai fotbalist, nu pot să-l chem, din păcate, vine la noi și se remarcă prin orice, dar numai fotbal. A vrut să iasă în evidență printr-un lucru, dar numai prin fotbal nu. Așa că străinii la noi în țară să vină să fie buni, să fie mai buni ca românii, să ne arate că au experiență, că românii învață ceva de la ei, nu vin să ne ia la bătaie. Sau nu vin să facă alte lucruri. Pentru că ocupă locul de jucători români, tineri, care ar trebui să joace și care ar trebui să aibă spațiu, pentru că așa putem crește jucători pentru naționale și pentru ce trebuie. Dar, din păcate, avem și specimene din acestea, se întâmplă și aceste lucruri și eu am fost supărat pentru că s-a întâmplat a doua oară la mine în casă. La mine în casă! Și atunci, adică, impertinență, ce să mai, din păcate. Nu, mi-a băgat mâna în gât. Deci mi-a băgat mâna în gât, nu că m-a înjurat, că te înjurat, poate să te înjure oricine, o înjurătură, treci cu ea, dacă îmi pui și mâna, deci pui mâna în gât. Adică omul era să ne bată pe toți. Pe la fizicul ăla, la luptător, e de K1, că fotbalist nu e. Stai liniștit că la fotbalist nu poate să fie. Ăla e prieten cu fotbaliștii. Ăla e prieten cu fotbaliștii, cu colegii lui, e prieten. Dar fotbalist nu e. Pentru că arătat ce a arătat astăzi, e de lupte, greco-roman. Și te uiți la el, ia uitați-l, faceți-i o poză să vedeți că e de lupte. Că de fotbalist, eu nu cred că e. Din păcate, și când ne ducem, aducem specimene din astea în țară, atunci e vina noastră. După aceea, respect, avem o relație foarte bună cu Craiova, în general, până lucrurile ei își doresc și sunt foarte buni, noi suntem buni. Ne-am luat revanșa de la meciul tur, în tur ne-au bătut ei, tot așa, au speculat anumite lucruri, în retur noi am fost mai, cred eu, mai inteligenți în teren, cum a zis Gigi la înainte de meci, că totul va fi o bătălie tactică, cred că am câștigat-o, tactic, am câștigat lucrurile și ați văzut în tribună că le-am câștigat și sunt foarte fericit. Da. Ok. Astea n-am ce să comentez. Mai când vorbește Nea Gigi, n-am ce să zic, pentru că ne respectăm,
un antrenor care îmi place enorm și ca persoană și ca antrenor și avem o relație bună și nu vreau să... Eu zic că noi ne-am văzut de joc, am fost puternici, când a trebuit să ne luptăm, ne-am luptat. Nu le-am dat niciodată prima regulă care era să le dăm timp și spațiu să gândească, pentru că jucători foarte buni. Și nu le-am dat acest spațiu și atunci lucrurile s-au complicat pentru ei, m-a fost mai grele, chiar dacă în anumite situații am făcut un fault, 1, 2, 3 fault, cred că au fost, mă rog, câte au fost, 10, 12 într-un meci. Normal se fac vreo 25 într-un meci, noi cred că am făcut câte am făcut. Dar nu vreau să comentez, deci nu, cum zic, aș face o greșeală să intru, eu sunt fericit, am câștigat bătălia tactică, Viitorul merita să câștige în seara asta, cum meritam să câștigăm și cu Steaua, da? Din păcate, nu, dar Viitorul a jucat și joacă. Nu, nici nu mă uit, nici mă interesează, vreau să creez o mentalitate de, cum am zis, de meci de meci. Mentalitate de învingător în fiecare meci, să mergi la 3 puncte. Nu avem această obligație. Ce o să vină e binevenit. Suntem fericiți pentru că am ieșit din 3 meciuri importante, am ieșit extraordinar jucând și cred că suntem echipa, dacă nu greșesc, cea mai bună în ultimii 2 ani când se joacă din 3 în 3 zile. Asta vreau să zic că și eu sunt antrenor. Am învățat, știu niște lucruri. Faceți, vedeți o statistică, e echipa care a făcut cele mai multe puncte când se joacă din 3 în 3 zile. Așa că sunt și eu, cred că, antrenor, știu să fac lucrurile, am învățat și eu multe și sunt fericit. Cu victoria asta sunteți aproape cu un picior în play-off. Când o să facem 46 de puncte, câte am făcut anul trecut, atunci o să fiu fericit. Atunci o să-mi fericit jucătorii, până atunci avem neacumulat puncte. Eu am văzut atât de multe lucruri în fotbal. Noi nu suntem o echipă mare, suntem o echipă tânără, în formare, care joacă un fotbal bun, e într-un moment extraordinar și trebuie să-l speculăm la maxim, cât putem să-l speculăm. Mai avem 2 meciuri, care jucăm unul în deplasare și unul acasă, în care trebuie să facem puncte importante, pentru că cât vin mai devreme, cu atât mai bine, nu o să fie ușor. Trebuie să-mi păstrez echipa, cum am spus, și după meciul cu Iași. Primul lucru care trebuie să fac, să-i echilibrez, să-i pun cu picioarele pe pământ, să fim modești, să muncim în continuare, să pregătim meciurile ca lumea, pentru că, v-am zis, o echipă sau două, Astra campioana de anul trecut și cu Steaua, care au loturi mult mai bune decât toate celelalte. Restul suntem, Craiova are un lot bun, noi avem un lot bun de tineri, dar nu putem foarte valoroși. Noi suntem în formare. Iar Dinamo are un lot extraordinar, ei joacă bine și eu cred că va fi una din echipele care o să se bată la campionata noastră, pentru că sunt puternici. Noi să vedem. Noi suntem imprevizibili și vom vedea. Avem meciuri care le mai avem până să terminăm și atunci programul care o să vină după iarnă, nici nu vreau să vorbesc de el, pentru că tot ce va fi din iarnă încolo pentru mine o să fie alte echipe, ca așa e în România, deci total alte echipe. Că vorbim de sus, că vorbim de jos, o să vedeți schimbări enorme. Așa e. Și vom vedea. Deci, ce e acum, noi trebuie să profităm de momentul ăsta nostru până la capăt. Și cu meciul de cupă, care îl jucăm tot acasă, și sper să facem meciul bun. Cu Târgu Jiu, o echipă experimentată, care trebuie să avem grijă că plânge, dar văd că joacă fotbal. Cum v-ați simțit când ați auzit cine e pe primul loc, Viitor, pe primul loc? Nu am auzit. Da, mă bucur pentru cei care vin la stadion și le mulțumesc pe această cale. Anul trecut erau mult mai mulți. Mulțumesc că vin la stadion pentru că e frig. Și public le mulțumesc. Ceilalți care vor să fie acea galerie mică sunt fantastici, îi iubim. Că înseamnă și ei ne iubesc pe noi și ne respectă. E bine. Mulțumiri. Sunt momente în care, când muncești, mai ai și momente în care te bucuri și ești mulțumit. În rest, vom vedea ce va fi. Ați avut, apropo de incidentele de final, ați avut un dialog cu Vătăjelul care... Da, e un jucător super. Na, a avut o chestie, au vorbit cu Marin, n-avea nimic cu Marin, ei doi se de la Națională, își vorbeau, Marin a zis că s-au înjurat între ei,
înainte în tot meciul, Vâtejelu i-a zis că Carpat fi zis ceva, care v-a zis și vouă public, deci sunt lucruri care s-au zis, nu s-au atins, nu s-a făcut cel ce a făcut celălalt, eu m-am mai zis una, am vorbit cu el, l-am împins puțin, să se ducă să nu fie, că el era puțin mai, s-a dus la ai noștri, să... ok, Car care greșise, Car probabil, dacă a greșit sau nu a greșit, el trebuie să fie și o să văd asta, dar nu era și el, s-a dus acolo și probabil s-au încins lucrurile și atunci de aici a plecat, dar nu, băiatul a fost destul de echilibrat și normal, a încercat să facă lucrurile cum trebuie, să-și apere echipa și momentele lui. Nu, e un fotbalist, mie îmi place mult, un fotbalist foarte bun. Am vorbit acolo cu Nea Gigi. Mi-am zis și eu una, el vrea să vorbească, dar na, nu putem că... Cum? Nu, nu, era vocea. Eu mai din când în când vedeți și cu dumneavoastră când vorbesc, mai ridic lucrurile. Ce să fac? Că și eu mai... Ce să... Eu cred că dreptul ăsta mi l-am câștigat. Din când în când să mai zic un lucru. Pentru că eram foarte supărat. Eu îl înțeleg, până Gigi era calm, dar nu vine un străin să-ți bage mâna în gât, da? Nu m-am expus. Domnul Nea Gigi, eu sunt la mine acasă. Spă terenul meu. Și el a venit, unul care a venit să-mi bage mâna în gât. Un jucător de-al tău. Uite-te, analizează-o și vezi câte șuturi a dat pe spațiu porții de când l-ai adus. Și vezi dacă e fotbalist. Și dacă nu merită să-i bazi pe, cum îl cheamă, pe cel care a dat gol, Manea, nu? Manea care, sau nu știu care puști. Bagă din aia mai puși și lasă-i pe ăștia tată. Lasă-i că... Dă-i la greco-romane, la boxing, la ala, care e cel mai bun la noi, din frații, cum îi cheamă frații aia doi? Stoica. Stoica. Cu frații ăla, el aș băga în ring cu frații aia, să vedem ce capabil e ăla, mă. Vine la mine, de unde era, cu piticanii mic, vine să mă ia pe mine, de gât să-mi bage mine, mâna în gât, la mine acasă. Păi du-te, bă, cu Stoica și bate-te cu ea, că fizicul care l-ai și câte 100 de kg are, cred că. Bate-te cu ea, vii la mine, am 30 de kg, 1,70 m, te iei de mine. S-a găsit el să mă bată pe mine. După aia a luat-o și Râmnicea, nu? S-au găsit cocoșii amândoi. Și vezi? Păi eu ce zic? S-au băgat cocoșii ei, să na, că au luat și roșu, să ia și suspender. Nu o să stea liniștit, era în formă. A apărat foarte bine, nu l-a de 3 meciuri gol. Bă, nu o să stea liniștit, pe lui l-a găsit el, să mă apere pe mine. O să nu iau bodyguard acum. Vă leau pe Râmnicea în bodyguard, că e cu mine. Da, o ia că merită că... Nu, eu cred că... Nu, sunt... Ne temem. Sunt lucruri normale. Și dacă s-ar fi, o să fie și acolo a fost, să știi, tensiuni. Dar au fost mai potolite pentru că, cum să zic, eu știu că sunt în deplasare. Dar ți-am zis, s-au întâmplat și sunt normale să fie așa. Pentru că tensiuni sunt totdeauna. Nu? La meciurile mari, eu numai aici, și în orice țară, și la noi, și oriunde, sunt tensiuni. Dar s-a terminat, rămânem cu meciul și eu zic că sunt două echipe frumoase, cum am spus înainte de meci. Un gol din fază fixă, după corner, la Târgu și aici, da. Mult, de... Ultimele dăți nu am mai lucrat, că am zis să bată direct, băteam, făceam combinații atâta și nu ieșea nimic și am zis, bă, bateți direct și atacați lucrurile mai simple și le-au făcut. Avem jucători care dau bine cu cap, dar credeți-mă că sunt... Noi analizăm foarte mult adversarul și creăm strategia de meci, unde trebuie să atacăm, cum să atacăm și cum să marcăm. Eu așa le zic jucătorii, ne schimbăm nimic de ce antrenăm, dar totdeauna avem o strategie unde atacăm și cum atacăm adversarul. Pentru că noi atacăm și după aceea când pierdem mingea trebuie să știm să reacționăm și să facem presiune, să-i creăm presiune totdeauna. Și cred că analizăm destul de bine. În fotbal acest lucru a ajuns, s-a schimbat foarte mult, nu jucătorii. Trebuie să analizezi adversarul, îl știi foarte multe și trebuie să-i cunoști aturile și defectele. Noi cred că le-am cunoscut destul de bine ai defectele Craiovenului astăzi. Am forțat numai pe aceste defecte să jucăm și mai devreme sau mai târziu au venit golurile. În caracterizarea de mai devreme a echipelor ați inclus și Astra. Vedeți Astra în play-off? Nu, i-am inclus pentru că au un lot foarte bun. Experimentat, atât timp cât o echipă românească bate în deplasare o echipă din UEFA
scuzați-mă, deci e o echipă foarte bună. După aceea, normal că ea în campionat a suferit, pentru că, cum a spus și Umi, cum i-am dat dreptate 100% și că e greu, cheltuim energie multă și ați văzut și noi când am jucat în Cupa UEFA, am luat bătaie, n-am avut o prestanță extraordinară, pentru că sunt meciuri grele. Și noi nu avem nici experiență, dar și jucătorii lui și atunci e logic să aibă niște rezultate mai puțin. Spuneați că iarna se vor schimba foarte mult loturile echipelor. Da. Domnul Becali a zis că vrea 4 jucători de la viitor. Domnul Feni a spus că sunt țelul se începe de la 1.000.000 în sus. Da. Vom vedea. Vom vedea. Noi vrem să rămânem cât putem mai mulți, să rămânem cei care suntem, vrem să fim, să continuăm să facem pași, chiar dacă cineva o să iasă, să fim mai buni, să fim puternici. De asta suntem aici, pe partea tehnică, să muncim. Când sunt niște ieșiri, trebuie să vină alții care să completeze lucrurile. Nu uitați, noi am schimbat 7 jucători anul ăsta. Din play-off. În vară am schimbat 7 jucători. Da? Cred, minim. Am schimbat tot atacul. Și începem să marcăm goluri, începem să marcăm. De când a venit Boli, care cred că e unul dintre cei mai buni fundași din prima ligă și un băiat extraordinar și nimeni nu vorbește de el nimic, și la viitorul de când a apărut Boli, când a fost Boli, am luat goluri cu nemiluita. De când a apărut Boli în zona centrală, cam nu mai luăm goluri și dă și goluri. Și nu-l bagă nimeni în seamă. Eu zic că e cel dintre cei mai buni fundași centrali care există și care sunt în România acum. Sau poate unul dintre cei mai buni străini. Da? Care joacă toate pozițiile în apărare. Orice l-aș băga, joacă. Cu randamentul care îl are și care, eu cred că pentru noi e un lucru, un detaliu care nu l-ați punctat, dar eu cred că pentru noi e esențial Boli. Cea mai mare pierdere în vară l-am avut-o cu el când am pățit-o în pregătiri și tot așa am fost nervos și team managerul știe că mai aveam puțin și eram pe el călare. L-am pierdut după 5 minute s-a accidentat și eram conștient că am pierdut un om de bază și l-am avut o 2 luni aproape, nu l-am avut și a fost o pierdere importantă pentru noi. Dar cred că avem o apărare foarte bună. Odorogea a făcut un meci, am fost inspirat astăzi, că l-am băgat. A blocat în partea lor stângă unde știau că e o parte foarte combinativă, iute, unde eu vreau să ne dezechilibreze și am închis-o foarte bine și am atacat în stânga și în dreapta prin părțile laterale unde fundașilor lateral unde poți să ataci. Și am făcut-o destul de bine. Nu, am făcut mutări inspirate. În rest, fericit, dar avem o săptămână să pregătim meciul de la Chiajna și avem după aceea cupa și avem meciul celălalt și uite așa. Sperăm să terminăm bine. Da? Fericit. N-am cum să-mi ascund fericirea pentru că sunt puncte multe. Ne-am muncit pentru ele și e fantastic. După aceea e o situație de conjunctură, dar nu pot să zic că nu-mi place. Și că în continuare o să vedeți o echipă focusată, care o să vrea să câștige. Care are, îi place, deja a început să ne placă să câștigăm și mergem în continuare și o să muncim la fel, pentru că ăsta e rolul meu aici, să-i fac pe ei să-i echilibrez și să-i aduc. Mi-a plăcut iar Iancu cum a intrat, cu chef, s-a bătut, a alergat, a fost aproape, deci purece, deci cu toate că vedeți că mai avem și bancă, și Căldău îl felicit pe această cale că a făcut un meci bun, era șansa lui, le-am zis la antrenori, n-am cum să nu-l bag pentru că merita, a fost cel mai bun junior al nostru, cel mai bun la echipa a doua și în Champions League a jucat foarte bine și cu un randament extraordinar și era ziua lui pentru că Coman n-a putut să joace, chiar dacă a vrut să joace, nici nu l-am inclus, că mi-era frică să nu se accidenteze, a terminat meciul în pioneze, efort foarte mare și a stat 3 zile și s-a simțit mai bine a 4-a zi și vrea să joace. Și nu l-am pus, nu l-am inclus în lot, i-am zis să aibă pauză, că vine meciul cu Chiajna și mai avem altele și mai avem cupă și e foarte tânăr. Și cred eu că am făcut bine. Mulțumesc, seară bună!